Am fost în ultimii ani la manifestările documente. Mi s-a părut foarte interesant concursul de documentare la care am fost în jurul anul trecut. Se pare că facem un lucru foarte bun. În urmare, astăzi o să discutăm despre documentare. Hai să începem o întrebare, întotdeauna prima întrebare trebuie să fie simplă, nu? Cea mai simplă cu putință. Și de ce se discută despre documentar și despre film, în termenii românești, film artistic, în termeni internaționali, fiction movies și documentary? De ce au apărut acest... Ce e documentar, la urmă? Și prin ce se deosebește el de filmul artistic? Să spunem că ăsta e termen impropriu, dar, mă rog, consacrat de-a lungul timpului. Ia să văd. Prezintă mai degrabă o poveste reală. Cine? Documentarul? Dramatic. Prezint, vă rog. Pentru că documentează. E puternic răspunsul ăsta, nu admite nicio replică. Documentarul documentează. E rotund, e ca o mandală. Perfect. Deci documentează. Dar filmul artistic nu documentează? E interzis să documenteze? Nu e interzis. Nu e exclus, da? Avem nenumărate exemple de filme zise artistice, de ficțiune. Vă rog să luați loc. De filme artistice, de ficțiune, care folosesc secvențe întregi de realitate, de documentar, fără actori, decor natural. Apoi folosesc filme artistice care folosesc bucăți din filme vechi, din jurnale de actualități sau din filme vechi, aia ce este? Tot documentează, da? Bun. Deci nu putem să facem distinția pe baza acestui prim verb pe care îl aducem în discuție. Hai să încercăm cu altceva. Vă rog. De ce ar trebui? Că este documentat, se bazează pe documente care arată faptele așa cum au fost neinterpretate personal. Bun. Dar faptul că prezinți niște date, niște fapte nealterate în respectivul film, exclude parțialitatea ta? E imposibil să o excludă. Da, cred că trebuie urmărit ca această parțialitate să interpreze... De ce trebuie urmărit? Fiindcă... Trebuie ăla e verbul la care da. Fiindcă, denumindu-se documentar, care arată niște documente, care relatează niște fapte, e bine ca această relatare să rămână cât mai nealterată. Scuze. Da. M-a schimbat, m-a spus pe Ceaușescu. Chiar întrebam, unde e Ceaușescu? Chiar ne întrebam, unde e Ceaușescu? Ia să vedem, știți ce e asta? Sara Brightman. De unde este melodia asta? E dintr-un film. Din Imperiul Soarelui. Că nu vă întreb degeaba. Japonez sau chinezesc? Din ce? Film japonez sau chinezesc? Să petrece în Orient, în Extrem Orient. Imperiul Soarelui. Bravo! Imperiul Soarelui este începutul, unul dintre cele mai bune începuturi din istoria cinematografului, Empire of the Sun, al lui Steven Spielberg. Băiatul acela, eroul filmului care cântă în cor, era cine? Christian Bale. A dat 10 ani. Batman. Cine? Batman, Christian Bale. Christian Bale, da? 10 ani. Foarte bine. Bun. Așa, vă rog, continuați. Da, trebuie prezentarea dintr-un documentar să fie cât mai imparțială și
cu o tentă cât mai redusă de personalitate, pentru că... A regizorului, realizatorului documentarului, da, să aibă o tentă cât mai redusă de personalitate? De cine cere asta? De personalitate, de... Normal că cine face documentarul îl face din ideea de a prezenta o idee, o cauză. Dar cred că trebuie să ofere posibilitatea celor care urmăresc documentarul să discearnă ei înșiși, plecând de la ceea ce îi se oferă. Pe când la filmul artistic, așa, eu îmi pot permite foarte multă libertate, pornind de la limba, să îl transform și să-l plimb prin tot felul de idei personale și fantezii. Am înțeles. După bunul meu plan. Am înțeles. Dar și la filmul artistic avem nenumărate exemple de cadre lungi. Hai să venim la cinematografia românească, să ne gândim afară, care permite exact lucrul ăsta. Deci absența tăieturii de montaj într-un cadru poate 10 minute, să zicem, da? Un polițist adjectiv, ce permite? Permite exact această libertate de interpretare a spectatorului. Tăietura rapidă de montaj, montajul asociațional și mai departe, ce face? Duce, cum spuneți, spectatorul în ideea realizatorului, nu? Gândești ce vrea el să gândești. Dar dacă e lăsat aparatul și mai e pus și frontal, nu mișcă nimic, 10 minute în cadru, într-un film artistic. Și tu poți să interpretezi ca spectator cum dorești această secvență. Deci eu aici sunt avocatul diavolului acum, la fiecare argumentație. Da, sunt de acord că interpretez cum vreau, dar după aia, după 10-15 minute, cadrul acela redevine parte din povestea filmului artistic, care, cum spuneam, povestea aia e făcută după bunul plac al... Și documentarul după placul cui e făcut? Este și el făcut după bunul plac, dar respectând sau rău totuși, plac, nu trebuie să fie bun neapărat. Trebuie, da, dacă mă duc în mai mare, apare un rău plac, probabil. La documentar, totuși această, nu știu, cred că rămâne mai multă libertate privitorului de a-și stabiliza ideile. Zimată, doamnă. Deci facem documentar în sala asta. Eu sunt regizorul documentarului și aleg să pun aparatul în direcția asta, da? Și văd scaunul ăsta, le văd pe fetele frumoase care sunt în direcția asta, așa, și nu mai văd nimic altceva. Asta e prima imagine, din primul cadru din filmul meu. Din toată sala asta, eu am ales acest unghi, eu l-am ales, acest unghi și nu altul. În acest cadru nu se vede nimic din restul sării. M-ați înțeles? De la prima, nu fac nimic, totul e real, nu am trucat nimic, nu sunt actori, nu pot, nici nu am anunțat persoanele care sunt în cadru ca să aibă o crispare față de aparatul de filmat. Dar eu aleg să decupez din primul moment, din realitate, ceva și nu altceva. Da? Deci, nu există această idee, idealul ăsta de obiectivitate, nu ați spus imparțialitate, de obiectivitate totală a realizatorului, nici în documentar și nici, evident, în filmul artistic. Dar nici în documentar, prin simpla alegere. Dacă luați de pildă o mașină, un automobil, și o filmați dintr-un anume unghi în care prindeți o bucată din oglinda retrovizoare, puțin din portieră, o bucată din cauciuc și puțin din spoiler. De acord, da? Prezentați imaginea asta pe ecran și întrebați lumea ce e asta. Mulți nu vor recunoaște ce e acolo. Și totuși, n-ați trucat realitatea în niciun fel, ați ales numai un de filmat, ăla pe care l-ați dorit, pe o realitate existentă. Da? Deci, nici în documentar nu este, cum e posibil nicăieri, nu este posibil ca subiectivitatea realizatorului să nu se manifeste. Începând de la subiect. Este un subiect al documentarului, da?
faptul că aleg să fac un film despre vânătorii de capete din America, cum a făcut Edward Curtis în 1914, este arguably discutabil primul documentar de mediu metraj, să spunem, 40 de minute, a ales să facă despre vânătorii de capete. Putea să... Tu faci despre capoeira, da? Care cam asta fac și ei. Puteai să alegi altceva. Puteai să faci despre muncitorii din industria oțelului. Dar ai ales să faci despre vânătorii de capete. Ceea ce spune ceva despre personalitatea ta de la început. Și apoi, indiferent că în toate cadrele sunt prezente elemente de real, deci tot ce acolo este real. Nu se face setting, nu se face decor. Actorii sunt neprofesioniști, nici nu sunt actori. Sunt filmați in situ, în mediul lor natural. Chiar și atunci, acel film reprezintă în mod clar amprenta, personalitatea artistului respectiv. Nu există film documentar. Toate filmele sunt artistice. Nu neapărat în sensul valoric. În sensul că dacă e artistic e și bun. Dar toate filmele sunt artistice. Reprezintă tentativa realizatorului de a realiza un act artistic. Cu mijloace care pot fi ale ficțiunii pe ecran, nu? În care avem, eu știu, Tim Burton, da? Edward Scissorhands, ăla cu mâini farfece. Acolo e fantezie, cum totul e fantezie, apar uriași, apar pitici pe ecran, da, se poate așa. Dar se poate și fără niciun fel de element în afara realului și totuși acolo, pe ecran, nu este niciodată realitatea. Când vă spune cineva că filmul respectiv a pus realitatea pe ecran, să-i zâmbiți, compătimitor. Realitatea nu există pe ecran. Orice gest ai face. Știți? Poftim? Nu. Nu chiar. Cum să există un reportaj? Păi reportajul e ce am spus până acum. Alegi un subiect, alegi un unghi de filmare, alegi un montaj, filmezi asta și nu alta. Și mai mult decât atât, și vom vedea astăzi exemple de așa ceva, dacă se dă o bucată de real și se iau mai mulți realizatori, ce face fiecare cu el? Poate să rezulte un aparat de filmat fiecare și poate să rezulte lucruri extrem de diferite din bucata aia de real. Fiecare alege, filmează, montează, pune, poate să pună o muzică de fond, o muzică ilustrativă, care nici asta nu este interzisă, și rezultatul reprezintă amprenta personalității artistului. Cu toate că bucata respectivă este identică, să spunem. Depinde ce alegi și cum așezi. Și asta se poate face în scop amator. Atunci când ai un anume interes, când filmezi, o să filmezi anumite lucruri și nu o să filmezi altele. Cum va spune la un moment dat cel pe care îl vom analiza astăzi, Michael Moore, eu sunt aici ca să culeg flori, nu buruieni. Scurt și sec. Da? Am un câmp, am flori, am buruieni, am realitatea. Realitatea e compusă din flori, din iarbă și din buruieni. E, eu iau numai florile. Sunt reale? Sunt reale. Nu truchez nimic. Da, așa vreau eu. Iau florile. De acord. Da? Vreați să mai să spune și eu. Vă rog, bună. Eu? Da. Două chestiuni aveam de spus. În primul rând, dumneavoastră, când a început discuția, cumva ne-aș cerut să facem distinția dintre filmul de ficțiune și filmul documentar. Ulterior, practic, ați anulat distinția. Da. Cumva vine tardiv, dar vreau să exprim punctul de vedere în sensul în care eu văd documentarul în care filmul, în care personajele și actorii sunt până așa aceeași persoană. Adică, practic, actorii sunt personajele. Nu știu cum da. Mă fac înțeles. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că în punct de vedere, să spunem, pur tehnic,
Există distinția între filmul artistic, filmul de ficțiune, ca să spunem așa, și filmul documentar, care documentează ceea ce se întâmplă unor oameni sau unor colectivități și reprezintă pe ei și nu folosesc alte persoane ca să sugereze ceea ce li se întâmplă. Da, sigur. Okay. Diferența de actor profesionist și neprofesionist. Bun. Da. A doua chestiune, privitor de această ce mai devreme, aceeași realitate și patru da. Realizatori. Și vorbim de reportaj, pentru că dumneavoastră chiar atunci vorbeam de reportaj. Adică, monoma reportajul își propune să prezinte realitatea cât mai fidel. Așa ce puțin cât mai înțeleg. Fidel în raport cu ce? Ok, lăsați-mă să termin. Dumneavoastră spuneți că vor exista patru, sau există, cum să spun, prezumția să existe patru povești total diferite din aceea realitate. Nu neapărat total diferite, dar pot fi foarte diferite. Esențialmente diferite, să spunem. Da. Ok, dar atât de diferite încât nu va exista în fiecare același fir, și anume al realității pe care fiecare documentar, fiecare reportaj îl documentează, nu? O să vedem un exemplu. Chiar astăzi. Ok, oricum, din punctul meu de vedere, dacă există, dacă patru persoane fac reportaj pe o realitate și ies patru lucruri total diferite, ăla nu mai sunt reportaje. Adică nu mai mi-arată ceea ce se întâmplă. Ba da, sunt reportaje. Da, dar nu, cum se spun, deja... Ok, bun. Ok. Escutăm încă. Bine. De, hai să vă dau un exemplu, vă rog, scurt acum și după aia trecem la exemple mai elaborate. În anul 2000, Emil Constantinescu a fugit din alegerile prezidențiale, a dat bine cu fugiții și după aceea și-a înființat un partid care se numea Acțiunea Populară. Ca să facă și el ceva după ce dezertase. Și are loc prima întrunire cu pancarte, cu tot lumea acolo, susținători și fotoreporter se duce la manifestare și trage o poză pe care mi-o aduce. În poză era Emil Constantinescu la tribună. În spate era bannerul pe care scria Acțiunea Populară. Capul lui Emil Constantinescu era obturat perfect po. Iar cadrul se termina înainte de ultimele două litere ale cuvântului popular. Nu era nimic trucat în acel cadru. Da? Nimic trucat. M-am uitat la pus. L-am felicitat pe fotoreporterul Lucian Grișan, excepțional. După care problema era o dau sau nu dau. Am dat-o pentru că am considerat că Emil Constantinescu șomerita. Asta a fost ultimul criteriu. Da? Și m-am gândit în același timp că nu putem fi dați în judecată. Totul este era cu elementul real. Ne spuneți dumneavoastră cum să termină cadrul? L-am pus eu cu Emil Constantinescu să stea acolo? Există numai anumite unghiuri permise? Sau putem să filmăm și să fotografiem cu noi? Ați înțeles? Era o realitate acolo. Dacă venea cineva mai puțin cu ochi decât fotoreporterul Crișan, ar fi luat o chestie frontală cu ăsta acolo stând liniștit, vorbind și aia era poza, da? Care e realitatea? Adevărat documentat. Da. Care e realitatea? Dacă mă întrebați pe mine, realitatea este în poza lui Crișan, nu în poza aceea care l-ar fi prezentat pe respectivul stând undeva, deasupra bannerului, totul regular, lumea în sală și mai departe. Acea fotografie era conformă cu realitatea, dar nu cu esența realității. Acea fotografie nu reușea să facă ceea ce este obiectivul fundamental al aparatului de fotografiat și aparatului de filmat când știi să-l ții în mână, și anume să pătrunzi behind the fabric of reality. Da? În spate. Aia este adevărata realitate. Nu? Realitatea aia pe care reușești tu, cu ochiul tău de artist, să o surprinzi în spatele realității
plain fact, realități bidimensionale, așa cum se vede el. Da? Bun. Deci, vom vedea astăzi câteva exemple din cel mai mare manipulator audio-video din lume existent la ora actuală. El se numește Michael Moore. I-ați văzut probabil filmele, începând cu Roger and Me, filmul cu care s-a lansat și care cuprinde, în general, cam toate procedeele lui. A fost un soi de trecere în revistă, după aia folosit cu anumite variațiuni, dar ele sunt acolo, în Roger and Me. Procedeul fundamental este datul buzna. Ideea extraordinară a lui Moore, inițială, a fost happening-ul, datul buzna, adică nu mai venim cu aparatul de filmat ca să filmăm banca tare, să punem voce din off și să vorbim despre criza financiară din 2008, da? Și dăm imagini de documentar, banca, ăia care intră, montat cu imagini de bani care se învârt în saci, lingouri și așa mai departe, nu? Așa se face regular treaba. E, Michael Moore a făcut-o altfel. A venit cu o camionetă, asta se întâmplă într-un film ulterior al lui, în Capitalism, o poveste de dragoste, a venit cu o camionetă la poarta băncii celebrei Lehman Brothers din New York, a tras acolo camioneta și a bătut la ușa băncii, așa, ca un cetățean de pe stradă. Bună ziua! Mă numesc Michael Moore. Dar ce doriți? Am venit să iau înapoi banii cetățenilor americani. Puteți să-i aruncați de la etajul 1, că nu e nicio problemă, suntem cu camioneta pregătită și puteți să-i dați drumul, să știți că sunt în siguranță și îi ducem la cetățenii americani. Începeți. Da? Evident, ăia se uitau bodyguards-ii la el, au chemat pe aia înăuntru, domnule, ce vrei, chemă poliția, nu știu ce. Evident că nu aruncau bani. Dar a făcut acest happening care i-a pus pe ea într-o situație teribilă în fața oamenilor. Deci, Michael Moore este cel care intră în cadru, în documentar. Asta apropo de imparțialitate. Este cel mai parțial documentarist pe care l-ați văzut vreodată. Și nici nu pretinde să fie altfel. Nu. Omul are niște viziuni foarte clare pe care și le-a politic și le-a definit de mult. Este activist politic. A făcut turnee militante în favoarea unui candidat prezidențial sau altuia. Deci nu și-a ascuns niciodată opțiunile politice, n-a pretins că este vreun moment imparțial și totuși filmele sale conțin o doză de realitate extraordinară. Chiar dacă el nu încearcă niciun moment, așa cum s-a întâmplat de multe ori în istoria documentară, dar în secolul și ceva de cinema, au fost pulsiuni într-o direcție sau alta. De pildă, în anii 60 a existat, documentarul a fost văzut ca, fiind și inclus în filmul artistic, a fost văzut ca o contrapondere la cinematograful hollywoodian, la cinematograful artificial, cinematograful cu muzică de fond, ilustrativă, uneori tautologică, cu actorie de multe ori falsă, superficială sau, mă rog, mai bună, dar cu actori profesioniști. Deci la această iluzie creată de cinema artificială, acest paradis artificial al cinematografului, mișcările numite în Statele Unite Direct Cinema, în Franța Cine Verite și în Anglia Free Cinema, aceste trei mișcări au încercat să miște lucrurile în direcția pe care o doriți dumneavoastră, fără să reușească, adică să înlăture cât mai mult această acțiune a regizorului în film, marca lui la fiecare pas, a lui, a jocului actorilor, fiecare dintre realizatori punându-și personalitatea în film, adică regizorul, actorii, realizatorul de imagine, directorul de imagine, sunetistul, montărul, toată lumea își punea personalitatea în film, nu? Fiecare făcea lucrurile după cum îi dicta structura și informația lui. E,
programul, atunci ideea a fost, domnule, hai să încercăm să evacuăm pe cât posibil autorul din operă. De fapt, care este imaginea, să-i spunem, funcția obiectivă, așa, la care tinde toată această gândire cinematografică? Este aparatul care filmează singur. Ca și cum n-ar fi nimeni în spatele lui. Și să știți că la începutul cinematografului, spectatorii, în 1895, 96, 97, cei mai mulți dintre ei erau convinși că filmele ies din aparat. Că cel care produce filmele e chiar aparatul. Nu niște oameni care îl acționează. E, această credință primitivă stă, de fapt, ca funcție obiectiv în spatele acestui demers. După care, ca așa este istoria artei, ai sinusoide. Deci după perioada asta de încercare de a stick to reality, stick to facts, cât mai mult, de a te lipi de real cât mai tare, a venit refluxul. Da? Și avem un exemplu, iată, zdrobitor în această listă, este Michael Moore, care a spus, eu nu doresc să fiu obiectiv, eu filmez ce vreau eu, vă arăt ce vreau eu și dacă reușesc să vă conving în legătură cu ceva care s-ar putea să nici nu fie în filmul ăla pe care îl pun eu pe ecran, că eu am alte obiective, atunci e în regulă. Dar vă spun lucrul ăsta stabilind un contract de ficțiune de la bun început. Contractul de ficțiune. Deci eu nu vă mint. Eu vă spun de la început. Fac lucrurile așa cum vreau eu. Nu pretind că sunt imparțial, nu pretind că sunt obiectiv, nu pretind că pe ecran o să vă arăt realitatea. Dar dacă ce vedeți rezonează cu niște lucruri în dumneavoastră, atunci e bine. It's all about telling the story. Da, sigur că da, la corect. La urmă, e vorba de a spune o poveste cu ce mijloace dorești. Haideți să începem cu Psycho, filmul din 2007, al marca Michael Moore. El a și făcut niște lucruri extraordinare pentru statutul documentarului în lume. Statutul documentarului e vai de capul. Iar acum în România este și mai jos. Când ați văzut ultima dată un documentar, nu l-ați văzut în rețeaua cinematografică deloc, mă rog, să zicem că autobiografia lui Nicolae Ceaușescu ar fi un exemplu, deși cât de documentar e, am avea mult de discutat. Deci e foarte rar, documentarul nu pătrunde, în general, în sistemul de difuzare pentru filmele fiction, să spunem, filmele artistice, nu mai vorbesc de blockbuster și mai departe. Are o condiție marginală. Și condiția asta marginală a avut-o și în lume, întotdeauna. Adică documentar. Documentar însemna ceva second hand, undeva, da, mă rog, nu e film. E documentar. E, a realizat o ruptură extraordinară Michael Moore în 2004 cu Fahrenheit 9/11, cu care a făcut niște încasări imense, a luat Palme d'Or din 1956 de la Lumea Tăcerii a lui Jacques-Yves Cousteau și lui Mal, documentar care a luat Palme d'Or, nu se mai întâmplase ca un documentar să primească Marele Premiu la Cannes. Deci, în felul ăsta, lumea a început, după aceea a existat un boom al privitului la documentari, după acest film formidabil al lui Michael Moore. Și în 2007, el a făcut Psycho, la fel, în casări uriașe, fiind de mare succes, despre sistemul de sănătate, sau mai exact, despre sistemul de boală, în America, a trebuit numit, după cum a prezentat lucrurile Michael Moore în acest documentar. E, hai să vedem începutul filmului. Vă rog. I don't have a job, I don't want to have any more debt out to anybody else I already have out there. Flushing the moon, I'm not flushing for a good couple of months. This is Adam. Had an accident.
He's one of nearly 50 million Americans with no health insurance. Nu există niciun element de non-real în ceea ce am văzut. Da? N-am văzut pitici, n-am văzut moștri, n-am văzut decoruri trucate. Nimic. Toate sunt elemente de real. Tot ce am văzut acum. Da? Dar unul are un obiectiv. Vrea să tragă cu toate armele în sistemul de asigurări de sănătate american. Da? Documentarul ăsta nu e ca să ne prezinte așa de deasupra, dintr-o viziune olimpiană, celestă, așa ce se întâmplă cu sănătatea din America. Omul are o atitudine și vrea să ne transmită. Dacă o să fim de acord cu ea, bine, dacă nu, nu. Și acum întrebarea este, ce mijloace de manipulare în ce ați văzut în acest început de film, identificați în sensul obiectivului lui Moore. Nu este nici un mijloc de manipulare. Este realitate. Foarte tare, nu mă așteptam. La răspunsul ăsta, Michael Moore ar fi fericit să vă aud. Ați spus că nu e obiectivul nimic, așa, atins obiectivul. De aia sunt plecat din România. De asta pe revoluție. Așa. Tot s-am trecut. Știu despre ce v-am zis. Aveți dreptate. Eu nu am nici dreptate, nici nedreptate. Ce vorba de Michael Moore? Nu am dreptatea, că Michael Moore are dreptate. A, bun. Deci dumneavoastră sunteți convins, înainte de a vedea aceste imagini, din alte considerente, pentru că veniți de acolo, deci aveți o convingere presetată. Asta e. Pe Michael Moore, ca de altfel pe orice manipulator profesionist, nu-l interesează indivizii cu oamenii cu convingerile deja setate înainte de a vedea filmul lui. Pro sau contra. Îl interesează cei care se află pe muchie. Cei care pot fi mișcați de colo, dincolo. Pentru asta este făcut filmul în cauză. Vă rog. Inclusiv titlul te duce cu gândul la o chestie nebunească, sicos. Poate fi interpretat și ca o chestie suntem nebuni. S-a spus, da. La ce anume e un film, da, și un documentar, dar la ce duce titlul cu gândul? La ceva... La ceva foarte ficțional. Da, foarte ficțional. Și anume la ce? Hitchcock. La Psycho, la Hitchcock. La o chestie, la nebunie, la... Da. Ce mi se pare extraordinar în ce face Michael Moore, cum a spus și dumneavoastră mai devreme, e următoarea chestie. El a adus filmul ăsta documentar, l-a făcut să fie entertaining. Adică da, tocmai din cauza asta a și luat Pandor, tocmai din cauza asta și a avut încasările. N-a luat Pandor pentru ăsta. Nu pentru ăsta. Nu pentru filmul ăsta. Dar vreau să zic că el a găsit rețeta asta pe care a urmat-o și din câte am văzut, eu am văzut inclusiv ultimul lui film, Where Do We Next, el a găsit rețeta asta care este o rețetă foarte bună. Atât în a-ți prezenta anumite idei, adică poți să ajungi foarte clar. Mare rugăminte, pusesem o întrebare specifică. E corect ce spuneți, dar eu întrebasem aici, specific, în această secvență, să identificăm elementele de manipulare folosite de mine. Da? Artur, te rog, iertați-mă. Aș remarca, în primul rând, în manipularea grosieră prin montaj asociativ a la Einstein, de exemplu, imaginea cu păsările de la groapa de gunoi, și aș încadra această imagine chiar în capitolul Iepurașul ucis de domnul Năstase la vânătoare. Stai să mă gândesc aici, să-mi aduc aminte, în secvența asta, actor eram și eu. Da, ai dreptate, așa, corect, nu m-am gândit. Dar modul în care i-am formulat întrebarea atunci lui Năstase este asemănător cu tipul ăsta de discurs al lui Moore, și anume discursul umoristic în legătură cu ceva sinistru. Că despre asta este vorba, da?
Deci ce modalitate exista pentru a prezenta lucrurile acolo? Noi aveam o chestie demențială. Omului îi se taie degetele și n-are asigurare, trebuie să plătească, nu știu, câte mii de dolari, să-i pune degetele la loc, altfel nu îi le pune. Și cu asta basta. Da? E, asta putea fi prezentat obiectiv. Adică, iată cazul, lui Cutare, se numește Cutare, două degete tăiate și sistemul nu este în stare să repare degetele acestui om. De unde să dea 12.000 de dolari? N-are. Da? Dar vreme ce mai că nu, ce spune el acolo? Vezi? În centru manipulării se află o frăzulică, o propoziție. Bazată pe ce? Pe un desenaș. Desenașele sunt extrem de eficiente în manipulare. Când ai o situație reală, prezinți imagini din realitate și vrei să induci în capul spectatorului o idee care te preocupă pe tine, taie la un moment dat secvențele de film, de real, cu o imagine de desen animat, de desenaș, de grafică, de săgețele. Aceea se va înfige, pentru că ea vine pe acest fond al imaginilor de real, vine imaginea de non-real, să-i spunem, nu? Că atunci când apare o săgețică, când apare un desenaș, un desenul animat nu e realitate, nu? E mult mai nereal decât filmul. E, și când apare, ești tentat să-l absorbi imediat după secvențele de film de dinainte. Și bagă acel desenaș, da? Cu degetă. Și ce spune comentând treaba asta? Exact, mă. Pentru că este ce să aleagă între degetul inelar și degetul mijlociu. Pentru că este un incorrigibil romantic, spune Michael Moore, va alege inelarul. Adică ne râde. Da? Despre o chestiune teribilă care putea fi prezentată în niște termeni înfiorători, Michael Moore face mișto și face un mișto tandru. Fiind romantic, în departe. Mă rog. Deci abordarea lui, pentru că intră exact pe partea emoțională și are mai multe targeturi, probabil am văzut dar probabil va continua, intră, poți fi în categoria Cutare, poți fi în categoria Cutare și atunci el pregătește, urmându-și obiectivul, presupun că va urmări pe toată tot parcursul să vrea, exact. Poți să fie acolo. Și tu ce alegi? Sigur. Pentru că văzându-te ca și în audiență, tu deja te gândești dacă sunt neasigurat, poate să mi se întâmple mie. Dar că sunteți mic. Să mă identific, da, cu ceea ce... Exact. Hai să facem așa. Ok, facem așa. Hai să punem filmul din nou și ne oprim acum, îl eșantionăm, ne oprim la fiecare 5 secunde și identificăm elementele. Haideți cu filmul din nou. Deci, stop! Stop! Ați văzut vreun element de manipulare până acum? Da. Care? Sico, da. Titlul filmului este primul element de manipulare. Foarte corect. Pentru că face referință la ceva nebunesc, ceva insane, ceva ieșit din țignit, făcând jocul de cuvinte, firește cu sănătate. Și cu o referință livrescă, sau nu livrescă, o referință filmarescă. Filmarescă la... Iată că n-are nicio apăsare, realizatorul de documentar, Michael Moore, n-are nicio apăsare să ne pună o referință filmarescă chiar în titlul filmului. Nu, ar trebui să spun, băi, eu fac documentar aici, cum să fac o referință la ficțiune? Ce e mai ficțiune decât Psycho? Aia e ficțiunea? Corecție. Sick. Înseamnă bolnav. Da, știu. Sicko. Da? Înseamnă dement. Da. Psycho. Exact. Da. Deci este exact sinergia între cele două. Fii, da. Și asta este esența lui manipularea umor, unde funcționează să facă legătura între de a fi bolnav și de a fi dement.
Ați folosit o metodă de manipulare remarcabilă în momentul ăsta. Se poate folosi la televizor. Când cineva spune un lucru, te declari nedeacord cu el, spui că vei corecta ce spune, după aia spui cuvânt cu cuvânt ce a spus el. Exact același lucru. E o metodă de manipulare remarcabilă, fericită. Se poate face și așa. Da. Discutăm efectele după aceea. Deci, din titlu începe manipularea. Da? De fapt, titlul deja spune niște lucruri, nu? Când vezi psico-ul ăla, deja te gândești. E vorba de ceva dement, sărit din țânțân, ceva legat de boală, ceva legat de psihic. Bun. Mai departe, a mai fost ceva pe ecran. Nu. A mai scris ceva pe ecran. Numele companiei. Ați fost atenți. Poftim? Numele companiei. Cum se numește companie? Dog Eat Dog. Deci câinele care mănâncă alt câine. Câinele pe câine, de fapt, este homini lupus, celebra formulă, transferată aici în câinii care se mănâncă unii pe alții. De fapt, este un struggle for life, nu un darwinist, lupta pentru existență, în care tot timpul se atacă ființele vii unele pe altele, supraviețuiește cel mai puternic, scapă cine poate, da? Dog eat dog. Ea se numește așa. Vă salutăm, domnul ministru. Vă rog. Așa. Deci, iată cum din titlul companiei rețineți că e foarte interesant. Evident că această companie se numea așa dinainte de a face filmul. N-a numit-o așa pentru filmul ăsta. Dar până și acest element contribuie la setarea inconștientă. Nu-ți dai seama. Nu credeți că eu am avut așa o revelație din asta extrem orientală, uitându-mă și văzând tot ce vă spun acum din prima. Nu. Am luat, m-am uitat atent la fiecare ca să văd cum ne-a creat omul ăsta la sfârșitul secvenței o anumită stare interioară. Da? Și am început să decelez fiecare element care contribuie la starea respectivă. Deci, numele companiei. Mai departe. Să mergem cu filmul. We got an issue in America. Too many good docs are getting out of business. Too many OBGYNs aren't able to practice their love with women all across this country. I don't have a job. I don't want to have any more debt out to anybody else I already have out there. This is Adam. Da? Se destul de clar aici. Putea să înceapă direct cu cazul, căci așa cere, așa trebuie, cum spunea stimata doamnă, așa trebuie în documentar. El nu începe cu ce trebuie, cu despre ce e vorba, începe cu prietenul lui, o viață cu Bush. Da? Și dă acele perle din pământul minții domnului Bush, pe care omul le emite în legătură cu sistemul medical, după care montează imediat ce? Un om care își coase piciorul. Efectul, evident că cele două imagini se potențează una pe alta, efectul fiind mult mai puternic decât dacă ni se prezenta o critică a lui Bush sau o critică a sistemului medical. Punând sinergia de care vorbeați, punând la un loc imaginile, rezultă un sentiment greu clasabil din aceste două imagini. Mai departe. He had an accident. Million Americans with no health insurance. Stop. Yeah. Ce elemente mai identificați? Un moment, scuze, pentru corectitudine, totuși, bucata pe care am văzut-o prima dată... Nu avea asta cu buși. Da, le-am făcut el la montaj de sus, scuze. Da, așa e, a sărit prima dată.
Corect, corect. Ea este prezentă în varianta originală. Atâta tot. De acord, de acord. Prima dată s-a sărit. S-a sărit. Și nu s-a dat prima imagine cu Bush. O avem a doua oară. Bine că am dat-o de loc și am recuperat. Corect, aveți dreptate. Dar ce vedeți în... Iată, în acest mic fragment. Ce vedeți? O pisică, domnule. Deci omul... Pisica aia o fi fost acolo, nu o fi fost acolo, stimată doamnă. Marlon Brando a luat mârtanul ăla cu care stătea în brațe nașul, l-a luat de pe studio, nu i l-a pus în brațe regizorul. L-a luat el de pe studio. Dar e bine pusă pisica aia acolo. E perfect pusă uitându-se curioasă la unul care își coase piciorul. Și prezența animalului acolo, animalului inocent, pentru că pisica aia funcționează ca un animal inocent, da? Care duce la ideea nevinovăției acestui om care suferă pe nedrept, da? Pus alături. Ce mai e? Mai e un element. Muzica. Muzica, perfect. Da, vă rog. Ziceți. Erați cu mâna sus. You, yes, you. Music goes in counterpoint with video because... Counterpoint. Counterpoint, yes. It gives us feeling that it's something usual, something not a special thing, not a rare thing. It makes it like something that goes in house, like usually. Nathan says something special when he's chewing his leg. Very good observation. Thank you very much. Deci muzica este o muzică liniștitoare. Care o muzică din aia de după amiază în familie sau de Moș Crăciun de vară, colindă de vară. O muzică care te face să realizezi e realitatea. Din păcate, asta este realitatea. Cu tot sistemul american, unde credem că America este din păcate, nu este așa de roz. Eu vă cred, dar deocamdată, haideți să rămânem la melodia aia. Să nu ne ducem cu interpretarea mai departe. Deci melodia... Strop. Care te face să te uiți la rana omului și să realizezi că omul are o rană, n-are... Păi, la rana omului te uiți oricum, pentru că... Da, dar n-ai asigurare. Deci... Ce faci? Hai să... Deci la rana omului n-ai cum să nu te uiți, pentru că este centrul de atracție al imaginii. Nu ai nevoie de nimic care să te mai ajute. Ochiul se duce pe rană din prima în imaginea aia. Muzica e liniștitoare, este o muzică în contrapunct, cum foarte bine spuneați. Da, te rog. Aș spune că aproape e film de ficțiune. Intrând puțin în culisele realizării cadrului, ar trebui să ne dăm seama că eu nu cred că putea nimeri Michael Moore mergând să intervieveze un personaj și acela atunci să aibă un accident. Deci totul e pus aici în cadru. Când un om pățește un accident, vine smurtul, nu vine o echipă de filmare. El are acolo o persoană, o rană. Nu știu, am putea bănui la extrem că este chiar provocată... La extrem. Da. Nu face. Ar putea să o facă în demența pentru actul artistic, să poate face. Extrapolând, erau niște vremuri în care mă gândeam că anumiți ziariști de la ProTV pot fi criminali ca să poată da la știri anumite cazuri de... Da, dom'le, asta este real. Nu la ProTV, la alt post de televiziune, când a murit Sergiu Nicolaescu, că suntem la cinema aici, s-a pus problema foarte serios în postul ăla de televiziune să se îmbrace unul dintre jurnaliști, să fie primit la aeroport ca fiul lui Sergiu Nicolaescu, fiul nelegitim, care vine și spune: tată, am venit să te îngrop creștinește. N-a ținut până la urmă, s-au sfătuit ei cu redacție și nu știu din ce motive, n-au avut suficientă logistică să facă această treabă. Da, se pot face și astfel de lucruri. Deci filmul merge, cum foarte bine spune Arthur, merge aproape în ficțiune. Da? Mai departe.
Deși imaginile atroce, aia nu este o imagine trucată, este imaginea unui picior, care rana aia nu este falsă, ca într-un film, artistic, da? Gore, unde vedem tot felul de sânge și mațe și aia. Nu e falsă, e reală, omul ăla chiar își coase la propriu acea rană. Când se întâmplă asta? Al cui picior e ăla? Că se vede numai piciorul, la un moment dat. Când se întâmplă asta, are vreo importanță? Nu. Pentru că mor urmărește totdeauna ideea construind cu elementele de real. Mai departe. But this film isn't about Adam. So this is the table saw. It was spinning that way. This is Rick. I was ripping a piece of wood and I grabbed it right here and it hit a knot. He sawed off the tops of two of his fingers. It just zipped and it was that quick. His first thought? I don't have insurance. How much is this going to cost? I'm going to have to pay cash for this, $3,000 or more. Stop. Ce element avem? Mi se pare foarte interesant faptul că spune nu este despre Misha, nu este despre, este vorba foarte despre altceva. Foarte bine, deci foarte bine ați identificat această metodă de manipulare. Când vrei să convingi pe cineva în legătură cu ceva, cel mai sigur este să spui cât mai des, dar nu despre asta este vorba. Știți? Întotdeauna despre asta este vorba, dar ca să nu pară că vrei să-i bagi omului pe gât neapărat ce ai de spus, din când în când spui, nu, de fapt nu e vorba despre asta. Da? O metodă de retorică manipulatorie pe care o folosește repetat Michael Moore în film. După care avem secvența degetelor tăiate. Din nou același procedeu. Ceva atroce. Adică acum, Arthur, nu mai vedem în direct nu degetele alea tăiate și sângele sărind, cum vedem cu sătura în direct. Vedem ceva și mai rău decât directul aici. Nu. Aici eu, când am fost la Paris după atentate, după atentatul din noiembrie, ăla de la Bataclan, am fost și la pe străduța aia unde în colț fuseseră împușcați, la bistroul ăla fuseseră împușcați oameni. Și acolo se păstrau urmele, erau geamurile străpunse de gloanțe, pozele celor morți, toate semnele, figurile morților, geamurile închise și mai departe. E, uitându-mă la toată secvența aia atroce, știți ce mi-a rămas în cap după ce am plecat de acolo cel mai pregnant? Pe perete, în dreapta, cineva, după, evident, cu cărbune, făcuse un grafito. Și acolo era un băiat și o fată care înaintau unul spre cineva, în grafito, deci un desen, o epură, schiță, se întindeau unul spre celălalt să se sărute și din inimă le curgea sânge ambilor. Deci sângele curgea așa și se întâlnea înainte ca buzele lor să se întâlnească, se întâlnea sângele care curgea din inimă. Sângele era roșu și grafitul negru. Deci nu mi-au rămas în cap secvențele de real, de imaginea bistroului, urmele de gloanțe, geamurile, nu mi-au rămas pozele oamenilor, da? În alb, negru și color, pe geamuri, mi-a rămas desenașul lor. E, asta se întâmplă aici. În loc să le arate realitatea, să mai facă o dată o scenare, cum spune Arthur, cu sânge, să le arate cum să taie deci putea, nu? Să ia o mână de undeva, de ceară, de aia cum se face, să dea drumul la roata aia din țată și să le trucheze chestiunea. E, ce face? Îl pune pe omul ăla să mimeze zâmbindu-l. Ce s-a întâmplat? Știți cum s-a întâmplat? Uite așa. Aia e scula, vezi roata aia care o simți
pe care o simți ce poate să facă acolo la durația aia ascuțită, și ăsta zic, uite așa, dintr-o dată s-au dus zâmbind. Ceea ce este mai apăsător pe creier și mai remanent decât dacă am fi văzut o încercare de reproducere a secvenței reale atroce. M-ați înțeles? Uneori acest mima asta a unei secvențe atroce îți rămâne mai puternic în cap decât chiar secvența. Dar mai mult îl pune chiar să atingă cu degetele rămase, să zicem, din nou fierăstrăul acela. Creând senzația că oricând poate să se întâmple. Să se întâmple, exact. Deci, mimăm, dar nu se întâmplă. De pildă, încă ceva asemănător, în montarea lui Purcărete, în Regele Moare, Iorachi Măr, după Eugen Ionescu, a montat acum câțiva ani la Culandra. Este, practic, pe ecran, în sală, vedem istoria descompunerii morții unui om, unui bătrân. Și îl pune, Purcărete, pune chiar un actor francez, un actor francez bătrân, are o mare de aproape 70 de ani, are un corp ca de 70 de ani, decrepit, și îl învăle într-un soi de gel. Asta e singura lui Haine, un gel din cap până în picioare, ăla e regele care moare, și îl pune să circule în felul ăsta pe scenă. Și sunt secvențe greu de privit, atroce, între el și ceilalți din scenă, pe măsură ce el se descompune. Din toate secvențele astea, ce mi-a rămas mie mai puternic în creier? În clipa când se apropie momentul morții lui, regina sau cine era acolo, vine cu un ursuleț de catifea așa. Atât era, ursuleț de pruși, îndreaptă spre noi așa, pe care scoate o seringă, și o înfige ursulețul în ceafă. Ursulețul era de pruși. Când i-a înfit siringa în ceafă ursulețului, mi s-a strins stomacul. Până atunci nu. Dar toate secvențele alea atroce de dinainte au coagulat în mai maimuțeneala asta, mimica asta, da? În pantomima asta cu ursulețul de pruși. This is Rick. I was ripping a piece of wood, and I grabbed it right here, and it hit a knot. He sawed off the tops of two of his fingers. And just zipped, and it was that quick. His first thought? I don't have insurance. How much is this going to cost? I'm going to have to pay cash for this, $3,000 or more. And does that mean that we're not going to get a car? Rick also doesn't have health coverage, so the hospital gave him a choice. Reattach the middle finger for $60,000, or do the ring finger for $12,000. It's an awful feeling to just try to put a value on your body. Being a hopeless romantic, Rick chose the ring finger for the bargain price of $12,000. The top of his middle finger now enjoys its new home in an Oregon landfill. Stop. Deci, aici am discutat manipularea, da? Momentul cu ieromantii, deci păstrează inelarul, iar celălalt deget și-a găsit a new home în Oregon printre pescărușii care l-au mâncat. În afară de asta, deci, iarăși același tratament ambigu, nu un tratament în cheie tragică, nu un tratament în cheie dramatică, ci în ironică. Da, vă rog. Eu cumva mă simt șantajat, ce scuze, mă simt șantajat emoțional în ambele scene și de primul și sunt foarte multe elemente. Pe lângă, trebuie să-și dea banii de mașină acum, numai ca să-și cumpere mașină, să-și atege. Deci până de la loc sau cum începe primul cadru cu el nu mai suportă, că el nu are de muncă și el trebuie să
să își plătească datoriile la stat și ce la bancă și ce mai are. Deci foarte mult șantaj emoțional la ambele. De ce șantaj? De ce spui șantaj? Șantaj înseamnă o presiune. El nu-și cere nimic realizatorul. Poți să nu te uiți. Da, nu șantaj. Dar e decizia mea. Da, da. Este manipulare. E o manipulare, nu un șantaj. Nu e un șantaj. Vă rog? Da. Ironia, râsul, umorul sunt un mecanism foarte puternic de manipulare. Când cineva este într-o stare de crispare, într-o stare încrâncenată, tensionat, e mult mai puțin penetrabil la manipulare decât atunci când se află în starea de râs. Știți, canalele umane se deschid mult mai mult în starea de râs, în starea de ironie, de care îți dă și o relaxare. Când râzi, nu poți fi decât relaxat. Corect? Râsul te relaxează. Și când te relaxează, îți deschizi burta ca ariciu. Se desface ariciu și acolo poate să intre, pe lângă râsul ăsta, mesajul care îl interesează pe manipulator. Da? Dar aici îți poate în evidență mesajul, pentru că el trece din râs în lucruri grave și interveni soția care spune de put belly on your body. Adică el transmite mesajul foarte clar și rămâne. Și acel nu mesaj... rămâne asta că soția spune, aia este înainte de imaginea care rămâne și care aia este pregătirea. Presetul. Deci, enunțul. Un enunț. Femeia spune plain fact. Spune ce înseamnă chestia asta să pui valoare pe o bucată din corpul tău, cât costă aia, cât costă aia, cât costă aia, da? Putea un realizator obișnuit, putea să meargă mai departe, nu? În vreme ce ăsta, care e maestru 10 dan, el știe că după enunțul ăsta trebuie să urmeze o imagine, întotdeauna o imagine care să se înfigă în capul spectatorului, pentru că în capul spectatorului nu rămân decât imagini. Nu rămân decât imagini, mă iertați. Nu rămân decât imagini, nu e vorba de cuvinte. Vă rog să rețineți asta. În manipulare nu funcționează cuvintele care nu conțin imagini. În ultima instanță, elementul fundamental al manipulării este imaginea și nu cuvântul. Dacă folosești cuvinte care nu conțin imagini în spate, da? De pildă cuvântul dezvoltare. Acest cuvânt nu are nicio imagine în spate. Un cuvânt șters, un cuvânt efasat, care e uitat când el e prezent în discurs, este uitat în secunda 2. Dacă, de pildă, trebuie să folosești într-un text, într-un discurs, un cuvânt privind amestecul a două elemente. Da? Și spui mixtură. Să reține așa ceva? Are imagine în spate? Mixtură? Are imagine aliaj? Parcă ceva mai mult decât mixtură. Are imagine amestec? Parcă ceva mai mult. Dar dacă spui corcitură, corcitură, deja vezi un animal fantastic în spatele acestui cuvânt. Un animal care nu există. Vezi? Numai din sonoritatea. El atrage după sine o imagine a ceva ce nu există, dar care e foarte pregnant. Deci dacă în discurs vei folosi corcitură în loc de mixtură, aliaj sau amestec, și vorbind despre același subiect, cineva va folosi celelalte soluții, se va constata la sfârșit că discursul tău a fost reținut mai bine decât discursul celorlalți. Deci, în manipulare nu trăiește decât imagine. Vă rog să rețineți, restul sunt înșelătorii. Când vii cu un discurs de ăsta în care cuvintele respective sunt fără conținut de imagine, el nu va fi reținut niciodată. Aveți exemple de politicieni români cu căruța în acest sens.
Da? Bun. Dar vă rog acum să-mi identificați cel mai pervers mijloc de manipulare din ce am văzut aici. Și el a fost prezent până acum prin ce am văzut. Până în momentul ăsta. Da, te rog. Că poate prezentarea care l-a făcut, prezentarea pe care l-a făcut pe domn să rămână fără degete a fost făcută în casă, iar interviul cu soția și cu soțul a fost făcut în afară, în exterior, pe bancă. Și atunci poate că arată ideea că se poate întâmpla, că deasupra lor, noastră, americanilor, planează și în casele lor ideea că putea să plătească ceva și nimeni nu îi ajută. Zic și eu. Da, zici bine ce zici. Dar nu sesizez perversiunea. Eu am zis ceva pervers. Aici nu e, aici e cinstit aproape. Manipularea. Nu am dat fi vocea voisovărurilor, dar vărurilor care are o tonalitate suavă, povestește ca unui copil lucruri cingașe. Perfect. Este unul dintre mijloacele de manipulare, voiceover, așa este. Are un timbru foarte cald, foarte jos, e liniștitor, e relaxant. De bunic povestim copiilor, de profesori, noi învățăm aici niște lucruri, dragii mei, corect? Așa e, și ăsta e un mijloc, dar mai e un. Sunt de bani, cash machine. Da, se aude și asta, e adevărat. Este, e aproape subliminal. Acolo mă bucur că l-ai observat. Dar nu e nici ăsta cel mai pervers. Muzica am vorbit, ăla e la față, e cinstit, e clar. E ceva extrem de banal și în același timp extrem de eficient. Elaborat, deja. Degetul pescăruși și elaborat. A, sigur, e pervers în sensul cruzimii comparației, corect. Eu, hai că nu cuvântul meu, acum mulțumesc, mi-a dat seama că nu pervers e cuvântul. Rafinat. Rafinat. E o manipulare extrem de rafinată. Poate vă sentimentul de normalitate. Da, sigur, care e contrapunct cu imaginile atroce pe care le vedem. Corect. Dumneavoastră să. Da. Am observat în poate merg un pic prea departe, dar mi se pare că faptul că el tot amână și spune nu despre asta e vorba, și apoi avem și acea muzică care mie mi se pare că nu se potrivește deloc cu oamenii ăștia care se vede că sunt într-un mediu sărac, oameni care niciodată nu au ascultat muzica asta. Și apoi când spune, de fapt e vorba despre voi cei care aveți bani, voi cei care vă bucurați de asigurare, într-un fel, parcă voi devine acea muzică și parcă eu care sunt, să zicem, cel dintr-o clasă privilegiată, îmi dau seama că, de fapt, într-un fel, eu sunt muzica aia, adică parcă eu sunt un fel de, ca și cum, sunt de față. Sunt de față și văd aceste atrocități și sunt totuși neatins de ele, într-un fel. Foarte bun, da. Foarte bună observație. M-a ferbat muzica și tot mă gândeam ce e cu muzica asta. Da. Foarte bună observație. Vedeți ce se întâmplă? Se întâmplă fenomenul numit serendipity. Acum cu noi, da? Noi căutăm ceva și în căutarea asta găsim byproducts. Găsim tot felul de chestii care se dovedesc bune. Da? Deci, într-adevăr, nu m-am gândit, e foarte bună, foarte fină observația. Muzica aia este corespunzătoare lui upper middle class american. Nu acestor amărâți care sunt lower middle class. Aia, muzica aia liniștită, berechetă, așa, lux, calme, vulpe, este corespunzătoare, de fapt, upper middle class-ului. Foarte corect. Care upper middle class va veni imediat în scenă. Este pregătit de muzică foarte bine și va apărea în scenă sub chipul celor care au asigurare. Foarte bine. Și asta e o metodă de manipulare. Adică întâi vorbești despre ceva ce pare marginal, pare o excepție. Nu? Stai, domne, puțin, pe ce vrea să ne spună ăsta? Vorbește de niște unii care stau pe păduri,
pe acolo și n-au asigurare și scos singuri rănile. Mă rog, e o chestie exotică, da? După care, să spune, nu e vorba de ăia, e vorba de voi, regular people, voi cei zecile de milioane care aveți asigurare. Nu e cum credeți că o să vă fac un film de curiozități, un film exotic acum despre cazuri singulare, particulare. Ceea ce iarăși este o metodă, putea să înceapă din prima, nu? Cu cei care au asigurare. Care-i subiectul? Sistemul de sănătate american. Să intrăm în chestiune. Cei cu cei asigurați? Nu. O ia cu cazurile marginale și după aceea spune, vă relaxați. Ăia care vă simțiți presați, de pildă companie Pharma care se uită la film, nu ne suflați ușurați. După ce ați văzut că v-am luat pe unul de mulți care să coase, asta nu contează. Nu, e vorba despre main fact, mainstream, și anume despre asigurații de către noi. Este iarăși o metodă de retorică audio-vizuală prin care crești forța de penetrare a obiectivului tău. Obiectivul lui sunt asigurații, nu neasigurații. Bun, bravo, mergem foarte bine, așa săpăm cu serendipity. Ia să vedem. Aproape că îmi pare rău să spun despre ce este vorba, pentru că se dovedește fecundă. Te rog. Numele companiei de film era Doggy Dog și prima oară vedem pe Bush, după care vedem doi oameni pe care Bush oarecum îi nenorocește. Adică toată politica lui, el este unul dintre cei care duce la această situație în care oamenii nu au asigurare medicală și suprapunerea asta cu el și pe un Doggy Dog și pe acești doi oameni care suferă din cauza ceea ce face. Da, e corect. Și asta e foarte corect, dar nu e aia pe care o vreau. Vulmea, da, vă rog. Ia uitați-vă la ea, executive producer. Așa, ce-i cu ei? Harvey Weinstein, Bob Weinstein. Ce-i cu ei? Niște evrei care au bani. Hai să zicem că n-ați spus nimic. Sunt evreu. Bine, nu, asta e problema. Dar de ce? Ideea este că așa? Michael Moore, dacă era cum a făcut filmul cu Fahrenheit, nu Fahrenheit. Bowling for Columbine? Da. Sunt canadian. Nu. Vă referiți la Canadian Bacon. La războiul fals. Nu. Când intră în casele canadienilor și nimeni nu deschide, adică nu au ușa vizuală. Da. Ok. Haideți să înțelegem din filmul ăsta cum se aplică în societatea noastră aici în România. Ce se aplice? Cineva susține ușa deschisă în România. Despre asta. Nu știu, n-am încercat, ar trebui să mă duc și să fac un test în internet, să văd dar din punct de vedere sănătate. Eu cred că americanii au foarte mari probleme. Așa este, dar am o mare rugăminte. Noi nu analizăm aici sistemul de sănătate nici din America și nici din România. Noi facem o analiză de imagine. Cinematografică. Ca element, poate. Aici sunt. Unde sunteți? Da, vă rog. Mă gândeam la cel de-al doilea personaj, cred că Rick se numește, care spune că primul gând care vine în minte la un moment dat e legat de situația lui financiară vis-a-vis de asigurare. Și mă gândesc că, în mod normal, când vezi că țâșnește sângele, cred că te gândești mai întâi să găsești ceva ca să oprești sângerarea aia. Și el se gândește la bani. Și al doilea lucru, după aceea, eventual, în funcție de preocupări, poate fi ăsta, dar niciun caz primul, cred. Primul e să oprești sângelarea. Așa e, dar asta face parte tot din registrul de râderii, registrul ironic în care lucrează Michael Moore, nu? Deci în loc ca omul ăla să spună, domne, cum să fac să opresc sângelarea, el face calcule, zâmbind. Cât costă ăsta, cât costă ălălalt, nu? Ceea ce spune ceva despre rolul banului în societatea americană. Nu? Primul tău gând, primul gând nu este ce ai mare, domnule, mare omul, trebuie să-l aducem, să fie zălnat, nu? Primul gând e ai asigurări.
Păi are infarct, și dacă are infarct, n-are asigurare. Da, să spunem că e o calmitate ulterioară a evenimentului care duce la ideea de resemnare, vai, cum s-a resemnat, e învăcitor, da, și asta este, da. Și is the system to blame. Da, corect. Da. Sau poate, da, n-aș merge neapărat, pentru că e societatea materialistă americană, da. Doar asta de distanță și de reflexie ulterioară, să spunem, de concluzie, cumva. Sistemul de sănătate american nu e materialist, e ucigaș. Da? Bun. Dar foarte corect, e vorba acolo de resemnare, e vorba de obsesia banului care vine peste sentimentul uman, de fapt, acolo. Nu sentimentul uman de spaimă, de legătură. Ceea ce se vede și în cameră, de altfel. Fiindcă camera e o instanță total separată. Deși până la urmă nu e vorba despre aparat care filmează, ci în spatele lui e un om care poate mai întâi ar trebui să dea o mână și nu să rămână mână de ajutor în sensul ăsta și nu să rămână ca instanță. Referiți la altceva aici. Asta e treabă grea. Ce să faci mai întâi? Să dai o mână de ajutor celui care moare sau să filmezi și să transmiți primul? Asta e o problemă în legătură cu reportajul filmat. Eu nu știu să vă dau răspuns. Depinde okay. De om. Podem? Da. Bun, bune observații. Continuare. Mai ceva? Mai încearcă cineva? Ar mai fi un aspect, poate. Imaginile sunt prezentate ad negru, în contradicție cu imaginile cu Bush, care este imaginea cu Bush, care este color. Care ad negru? Nu, imagine color. E altă calitate. Imaginea cu Bush are altă calitate, fiind o imagine chiar de documentar. Adică e un footage de televiziune al momentului respectiv și are marca de imagine a respectivului mediu, al televiziunii, de-aia diferă, dar nu e al meu. Hai, vă spun. Arthur, avea o idee? Nu, dar spune. Păi nu, zi, eu aș fi bucuros să nu spun eu. Eu am vrut să remarc că încearcă să creeze o stare de, sau să prezinte că ar exista o stare de război între populație, să nu zic popor, și guvern, de aceea începe cu Bush. Și mă gândesc că de aceea intenționat nu a ales niște cazuri medicale de diabet sau de cancer, sau a ales niște cazuri specifice unui teatru de război. În cazul în care filmul e despre sistemul de sănătate și nu despre accidente de muncă. Da, sigur, un picior rănit, degete, dar nu cred atât că se duce în ideea de război niciun moment. Aici războiul interesează în Fahrenheit. Aici nu prea. Dacă te gândești la tot filmul, nu merge în ideea asta de război. Sigur, în pierderea unor degete la polizor, nu duce la ideea de război. Da. Este o chestie de occidentalism, unde săracul om care își pierde degetele, nu are bani, nu are asigurare, are destinația sau consecința care nu își pune degete. Are bani? Nu e o chestie de occidentalism, pentru că lucrurile diferă fundamental. În alte țări, față de sistemul de sănătate american, lucru pe care îl și arată mai frumos și pe sistemul. Nu putem vorbi de occidentalism, nu, nici vorbă de așa ceva. Spre finalul filmului e prezentat sistemul de sănătate din Cuba. Care e mult mai bun. Păi da, deci, altfel decât în Statele Unite, pentru toată lumea. Bun. Care este mișcarea? Am spus că e de o banalitate cruntă. E vorba de o greșeală. Poftim? Mă gândeam poate în momentul în care îi se dă opțiunea de păstrare între degete, da? Și opțiunea sa este cea mai ieftină și cumva este tradusă cu imaginea romantică, pentru că el are energia asta, din cauza faptului că își iubește poate cu soția și sigur că
Poate asta este? Este foarte corect, am discutat-o. Este asta, dar nu e aia pe care am eu. Da, e foarte bine și asta e bun. Avem o ecodă foarte bogată la această întrebare. Mai întâi trebuia să vă gândiți că trebuie să fie ceva sistematic. Nu ceva prezent într-un cadru, numai o dată. Din moment ce v-am pus întrebarea așa, trebuia să vă gândiți că e ceva repetitiv, o modalitate, nu elementele pe care le-ați identificat foarte bine, dar astea sunt elemente în cadru. În curgerea secvențelor, Michael Moore face o greșeală de începător, în mod controlat. Când prezinți ăsta genericul unui film, lași imaginile să curgă, imaginile de început ale filmului. Uneori ele sunt fără sonor, alteori au o muzică de ilustrație. Așa începe filmul cu genericul. Adică apare acțiunea, nu vorbesc personajele de obicei, adică nu începe acțiunea. Sunt arătat un avion, niște oameni care merg, apar titlurile genericului pe imagine și curge până se termină. Sau face fără imagine. Și așa, cu o app, cu animație, cu o grafică, cu ceva de genul ăsta, fără imagine. Ce face el? El începe filmul. Imaginile pe care le vedem noi nu sunt imagini de generic. Sunt from the very hard core of the movie. Chiar se întâmplă lucruri, filmul începe. Știți? Imaginile alea de generic, începutul unui film, se face de obicei cu imagini fără tensiune, imagini pregătitoare. Nu încep cu ceva hipertensionat și după aia scrie producători executivi. Harvey Weinstein, nu? Da? Și Bob Weinstein. Deci, modalitatea este următoarea. De câte ori introduce o secvență tușantă de umor negru, de dramă sufocată în secunda a doua de ironie, deci ceva puternic și tușant, după aceea tu te aștepți, datorită orizontului narrativ cinematografic pe care îl ai în tine de o viață de când te uiți la filme, tu aștepți să urmeze ceva după chestia, nu să te întrerupă, să taie și să spună pe un ecran negru Harvey Weinstein, Bob Weinstein. După aia se mai întâmplă ceva, pac, iarăși tăietură în mod, deci asta e o greșeală în mod obișnuit. Cum dracu să bagi genericul, să fragmentezi ceva acțional, ceva interesant, ceva ce poate să cupleze publicul și tu fragmentezi cu elemente ale genericului. Păi și asta e o metodă prin care e o metodă de contrapunct al emoției. El ce vrea să spună? El nu vrea să fie patetic. Se ferește în toată această secvență, fuge cadă dracu de patetism. În vreun moment să nu fie luat drept un timp care spune, domne, nu se mai poate așa ceva, mor oameni, domne, cum vedeți că strigă ăștia la televizor, nu? Așa, ei n-au nicio treabă cu oamenii care mor, dar strigă, că vin alegeri. Deci, ăsta nu vrea să facă niciun moment, Michael Moore, nu vrea niciun moment să cadă în patetism. Și atunci el a zis că și ironia tot asta este. Sunt tăieri, suciri de gât ale patetismului. În fiecare moment când noi credem că o să vină cu o chestie asta de ne rupe, adică voi mor oamenii, îi să taie voi picioare, să lăsa să moară pe stradă, la ușa spitalului, el vine, Bob Weinstein, Harvey Weinstein. Următorul, cine-i producătorul? Deci, elementele de generic în scrisurile astea funcționează ca alungătoare de patetism. Pentru a face la sfârșit mesajul mai penetrant decât dacă el ar fi mers în registru patetic. E clar? Foarte. E rafinat? Foarte. Este. E cel mai bun. Sfârșit. Bun. Deci de protecția muncii. Corect. Este și un film de protecția muncii. Absolut corect. Observație. Ca de obicei aveți observație dărâmătoare. Asta este perfectă. E un film de protecția muncii. Dar acțiunea care le făcea în ziua să nu până la 70. Nu. Dar cu cine tu poți să paști? Vă mai spun eu, vă spun un mare regizor de data asta român care a trăit la un moment dat în filme de protecție a muncii. Știi? Mircea Dariu.
nu-i se mai dădea să facă film deloc, după Lisandru, și a trăit făcând filme de protecție. Nu, nu dezonorează niciodată. Da? Bine, hai să vedem acum, mai era o secvență din Sico, dar nu mai pot eu să nu mai duce încă. Și asta o să vedem, asta trece la asta din Where to Invade Next. Da? Ultimul film al lui Michael Moore, 2015, în care omul imaginează un soi de cruciadă utopică, se duce în Europa, el însuși, One Man Army, cum se numește, deci este o armată invadatoare formată dintr-un singur om, el cu un steag american. Se duce în diverse țări europene pe care vrea să le invadeze și să le ia de acolo, să smulgă, smagă, să rășuiască, să ia de acolo lucrurile bune din țările alea. Dar nu o să le ia nici petrolul, nici casele, nici mașinile, o să le ia idei. El se duce să fure, să își face idei de la țări europene. Și se duce mai întâi în Italia. După aceea se ducă și în Franța, după aceea în Finlanda. În Franța se va duce ca să vadă niște copii cum mănâncă, niște școlari cum mănâncă la masa de prânz în comparație cu americanii. Da? Și aici folosește metode absolut grosiere, foarte eficiente însă. Adică grosul în propagandă poate fi foarte eficient. Pune în stânga camembert, astea, legumele sotate franțuzești, peștele cu sosul ăla senzațional pe care îl fac francezii, și în dreapta pune o bucată pizza și în spită un donut, o gogoașă din aia de plastic și un hamburger. Da? Iar copiii francezi la masă toți beau apă și ăsta vine cu o de-asta de cola. Și nu vreți chestia asta? Bun, însă înainte de asta se duce în Italia. Volare. I've come to Italy, and I've invaded Italy, one man army, to take the best ideas I can find here, bring them back to America, and convince my fellow Americans to do some of the things that the Italians do. And one of the things I'm going to take from you is this concept of giving workers 8 weeks paid vacation. Certo, quello è un piacere da parte nostra, sì. 2 or 3 years from now, they're going to be known as American ideas from that point on. Even though you were doing it here first. Yeah. You don't mind? No mind. No worry. Where with you. I shake your hand for that. Thank you, sir. And thank you for being the first CEO to meet with me on a factory floor. Big pleasure. We have my American flag here. And I'm going to plant my flag here at Ducati. Good. We've got something good for the United States here. I'm going to just plant the American flag right here in your living room. Is that okay? Cheers. Cheers. Salute. Salute. Sure, Italy has its problems, like all countries. But my mission is to pick the flowers, not the weeds. We have just one life. Right. Yeah. That's the only one we're not coming back. And we have to enjoy. Your love has given me wings nel blu, dipinto del blu. Venite di stare lassù nel blu dipinto di blu. Da, sper că nu e nevoie să mai discutăm ceva. După ce am frământat o problema în toate direcțiile, cred că ați identificat toate procedeile sau o parte din ele pe care le-am discutat în prima parte. Și hai să ne întoarcem la ideea de început a discuției noastre, da? Deci ăsta este un documentar. Da? E un documentar? Este. E ceva fals aici? Nu! Dar omul a luat din Italia ce a vrut el. Nu a luat șomajul, nu a luat mișcările de dreapta neofasciste, da?
Caroline, exact. Da? Face niște bootstrap, niște scurt circuite între aceste elemente de real. Toate sunt elemente de real. Folosește în continuare, după cum vedeți, metoda ironiei, metoda contrapunctului, metoda surprizei, surprizei umoristice, atunci când subiectul este foarte intens, foarte dramatic. De pildă, este genial. Doar două țări în lume, Papua Noua Guinee, nu-și permit să plătească concediul de maternitate, nu? E zdrobitoare. Și ea corespunde realității, n-a inventat întreba asta. Da? Folosește elementele de aia pentru a-și construi acest discurs. Și acum vă întreb. E adevărat ce face aici mai bună? Până acum am discutat despre realitate. Acum vă întreb. Acesta este adevărul? Ce am văzut noi pe ecran? E adevărul lui. Care este... O parte din el este adevărul lui personal. Mai departe. Care este publicul atras? Adică care este target? El are mass audience. Că sunt unele categorii mai sensibile la așa ceva. Evident că sunt. De pildă, ăia din industria de automobile din Statele Unite vor fi foarte sensibili să vadă chestia asta din Italia. Nu? Și ăștia din Italia o să fie foarte puțin... De acord. Dar el nu-și centrează ceea ce face. Nu așteaptă un target atât de îngust cu filmul respectiv. Nu? Nici vorbă de așa ce lucrează. Evident, pentru un target cât mai larg. Apropo, este o secvență de geni. Vedeți, pe lângă chestiunile astea de manipulare pe care le discutăm, cinematografic vorbind, are o secvență de geni. Atunci când se duc acasă să mănânce, italienii nu se duc la o mașină, la un automat de sandwich-uri, sau se duc acasă în pauza de masă să mănânce, pe intercalarea secvenței de fabrică goală, acele trei secvențe de fabrică goale, complet ca după un război atomic, așa, ca din On the Beach, al Stanley Graham. Toată lumea dispărută. Fabrica fără oameni. Cum adică? E posibil așa ceva? Deci, în această intercalare a acestor secvențe, e cuprinsă întreaga filozofia mașinismului, a societății industriale din prima parte a secolului 20. Unde mașina cere oameni. Mașina nu poate să stea. Asta este filozofia fundamentală a industriei. Omul devine o anexă a mașinii. Nu poți să vezi o mașină stând degeaba sau mergând în gol, pentru că asta este o firmă. Așa ceva te umilează. În anii 20, în anii Benzi de montaj, aia din Modern Times al lui Chaplin, o mașină care stătea era echivalent cu a vedea un om mort, ba poate chiar mai rău. Ori aici vedem o întreagă hală de fabrică pustie, fără ca nimeni să aibă o problemă, toată lumea se duce acasă să mănânce. Deci asta înseamnă geniu. Din două, trei cadre să spui ceea ce, filozofic vorbind, ți-ar trebui pagini întregi de carte. Sigur că, dar muzica reține un procedeu, e același procedeu muzical, ca și în contrapunctul muzical, la fel ca în psico. Sigur că. Bun. Dacă mai aveți o întrebare în legătură cu cele discutate, dacă nu, nu mai aveți, da? Vă rog. Ăla e adevărul, sigur că e. Bineînțeles că e adevărat. Nu minte. Aproape că... Să vedeți ce e în Franța. Poftim? Nu. Variază de la fabrică. El a luat aici cazuri minunate. Acest filozof care stă cu sudor de lui acolo și spune doamne, să facem sex, să fim fericiți și să producem. Nu sunt așa toți patronii italieni, nici vorbă de așa ceva. Lucrurile sunt mult mai complicate acolo, dar el a luat numai florile, așa cum a spus. E și mai rău de atât, vezi, în Franța, Jules Ferrier, sărbătorile, m-am dus și eu prima dată, m-am înținat.
acolo. Ea stau într-o sărbătoare continuă. Prilej de Chiolhan, everyday. Nici o problemă, că Franța e un stat quasi-socialist. Din punctul ăla de vedere. Deci, adevărul. Deci, ce spune, după părerea mea, modul ăsta de a face film, ce sugerează? Care este adevărul? Ultimul criteriu al adevărului, nu există deasupra acestui criteriu toate celelalte. Adevăr științific, adevăr logic, adevăr artistic, adevăr matematic. Toate astea sunt sub ultimul criteriu. Ultimul criteriu al adevărului este uman. Da? Toate încercările de a sistematiza adevărul, de a-l pune în scheme, fie artistice, fie științifice, în ultima instanță, când se ajunge la, să dai la o parte tot, găsești nimic altceva decât structura respectivului individ. Poți să-i demonstrezi unui om matematic, și am pățit asta, riguros exact un lucru. Și el o să spună, da, da, nu-mi place. Pentru că structura din interiorul, adevărul lui uman, nu se potrivește cu logica aia care e perfectă, care e adevărată din punctul de vedere, eu știu, al regulilor generale. Dar ultimul criteriu este cel uman. De fapt, nu pot să... Foarte puțini sunt oamenii care pot înțelege lucruri care nu le plac. Și asta, dacă vreți, luați-o și că e o definiție a inteligenței dată de un mare cineast, un mare om de cinema, Dei Sukian. El asta spune. Inteligența e atunci când înțelegi ce nu-ți convine. Mulțumesc!